Frații Tate au ajuns din nou în cătuș și au fost reținuți aseară la cererea autorităților britanice pentru infracțiuni sexuale. Andrew și Tristan Tate se apără și spun că ar fi acuzații vechi resuscitate fără probe noi, am încheiat citatul. Avocații vorbesc despre trei noi victime de pe vremea când făceau legea în studiourile de videochat din Regat. Frații milionari nu vor să fie extradați și spun că România este casa lor. Magistrații români au hotărât să-i lase liberi și să-i trimită în Regat abia când se termine procesul pe care l-au aici în țară. Seara trecută a luat un viraj dramatic pentru frații Tate, așa cum spun chiar ei. Cu o oră înainte ca polițiștii să le bată la ușă, Andrew Tate se plimba prin București la volanul unei supermașini și își etala ceasul bătut în diamante. Ajuns acasă la vila de jumătate de milion de euro, distracția s-a încheiat brusc. Cei doi milionari au fost reținuți în baza unor mandate europene emise de Marea Britanie. Sunt cercetați acolo pentru infracțiuni sexuale. Frații Tate au fost ridicați de poliție de aici, din vila lor, din Pipera. La începutul anului, pe numele celor doi a fost emis un mandat de arestare valabil pe teritoriul Regatului Unit. În urmă cu două luni, poliția engleză i-a dat în urmărire internațională și a emis mandatul european. Acum, justiția din România îi se cere predarea fraților în Marea Britanie. După noapte în arest, frații Tate au ajuns în fața magistraților români. Se rețin încă trei persoane vătămate în mandatul european. Se pare că suntem în prezența unor fapte, presupus a fi fost săvârșite în urmă cu foarte mulți ani, de peste 10 ani. A fost o soluție de clasă de închiderea dosarului și există posibilitatea să avem acum de-a face cu o redeschidere a urmăririi penale. Nu se știu momentan detalii despre cele trei noi victime ale fraților milionari, însă cel mai probabil ar fi femei care au prins curaj să vorbească despre posibilele abuzuri la care ar fi fost supuse de frații Tate în Marea Britanie. Ele se alătură altor patru victime care au dezvăluit că au fost violate și strangulate în mod repetat de Andrew Tate între 2013 și 2016. I saw him smack girls with a belt because she wanted a lion. He used to strangle us as well. And he said, oh, well, I don't give a f- if you call the police, I'm going to beat the f- out of you. He put his hands round my throat and strangled me until I lost consciousness. Andrew Tate i-a răspuns în stilul caracteristic. Are you seriously so offended I strangled you a little bit? You didn't pass out. Am I a bad person? Because the more you didn't like it, the more I enjoyed it. I am one of the most dangerous men on this planet. There's no way to get there without the bad things. Victimele acuză că poliția britanică n-a gestionat corect cazul la vremea respectivă și a clasat dosarul. They relate to the same time period as our clients. We were made aware last week of a video that was circulating on Twitter. In which it was suggested by Andrew Tate he would be leaving Romania soon and would not be coming back. As soon as we saw that video, we alerted the authorities in the UK and also in Romania. Mesajul cu posibila fugă din România a fost postat de un vlogger american. Andrew had hit me up. He said, hey, I'm going to be leaving Romania soon and probably never coming back. În sala de judecată, frații Tate au negat toate acuzațiile și au spus că nu vor să fie predați autorităților britanice. Doresc să rămân în România și să-mi spăl reputația. România e casa mea. La ieșire i-au așteptat fanii și fanele. După ce au studiat toate documentele și probele trimise de britanici, magistrații români au hotărât punerea în executare a mandatului european de arestare a fraților Tate, doar că nu extradează până când nu se încheie procesul pe care l-au aici. Până atunci, frații Tate sunt liberi. You will be in the jail again at the final of the process. What do you think about that? We'll see. There are no people. I want to win here in Romania. În România, frații Tate au fost arestați preventiv anul trecut în ianuarie după ce procurorii DIICOT i-au acuzat că ar fi exploatat sexual mai multe tinere în studiourile lor de videochat. Ei sunt trimiși în judecată pentru viol, trafic de persoane și constituire de grup infracțional organizat. Afli oriunde-i fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.